Da, bună seara, bine v-am găsit. Ca de obicei, la această oră începe emisiunea Impact. Tot ca de obicei, mai multe subiecte, sper eu, de interes pentru dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi este avocatul buzoian Florian Angelo, un comentator și dânsul al evenimentelor locale. Vă salut, domnul Angelo, mulțumesc frumos, ca de obicei, pentru prezență. Bună seara! Cel puțin pentru începutul acestei emisiuni vom discuta despre sistemul de transport local, despre autobuze și maxi-taxi. După acest ultim raport al Curții de Conturi a României, raport efectuat în urma unui control efectuat de inspectorii acestei instituții, atât la Primăria Municipiului Buzău, cât și la Transbuz, societatea pendinte de municipalitate care efectuează transportul cu autobuze în municipiul Buzău. Și sunt niște lucruri destul de interesante aici, asupra cărora cred eu că merită să zăbofim puțin, întrucât bănuiesc că mulți dintre noi folosim sistemul de transport în comun, atât autobuzele cât și sistemul maxi-taxi, sau măcar ne interesează acest subiect. Întrucât onor Curtea de Conturi a făcut câteva recomandări Primăriei Municipiului Buzău, recomandări destul de interesante și eu zic că încă o dată spun că merită să zăbovim puțin asupra lor și să nu luăm toate lucrurile care sunt scrise aici așa nemestecate să le punem în practică. Întrucât o să le luăm pe rând, primul aspect sesizat, remarcat de Curtea de Conturi ar fi acela ca în municipiul Buzău autobuzele astea ale Transbuzului, da, și maxi-taxurile private să aibă trasee diferite. În sensul în care autobuzul să meargă pe un traseu, maxi-taxi pe un alt traseu, bașca stații diferite ale celor două entități. Și zic eu, haideți să vedem dacă se poate așa ceva, întrucât din punctul meu de vedere, nu știu în ce măsură solicitarea Curții de Conturi chiar poate fi pusă în practică și mă gândesc că nu cumva să producă o bulibășeală între călători. Sistemul ăsta actual mergea de mulți ani, lumea s-a obișnuit cu el, învățau, da, știau toți ce rută are autobuzul și maxi-taxi 2, ce rută are 7, 8 și așa mai departe. Mă gândesc că schimbarea rutelor, da, ar putea produce printre călătorii buzoieni o amețeală generală, măcar la început. Haideți să vedem și o declarație vis-a-vis de acest subiect a domnului viceprimar Fănică Bârlă, cel rămas în primăria municipiului Buzău, da, să descurce ițele acestei afaceri și recomandările Curții de Conturi din Buzău. Domnul Bârlă zice că se va face ceva, dar nu știe nici dânsul încă exact ce, dar să caută cea mai bună soluție. Haideți să vedem declarația. Și atunci recomandarea este ca să nu se suprapună transportul public cu autobuzele societății Transbus și transportul public privat. Mai simplist vorbind lucrurile. Iar traseele nu pot să coincidă. Dar nici în momentul de față nu coincid, numai că arhitectura municipiului Buzău nu permite să separăm total traseele, pentru că este un oraș mare ca și populație, dar nu suficient de mare sau nu suficient de generos ca și trame stradale. Și atunci, într-adevăr, și legea permite să se intersecteze sau să nu poți să faci trasee total distincte ca să poți să prinzi toată ceea ce înseamnă populația municipiului Buzău. Da, adică și, ca un exemplu, și Podul Vadu Paș, și capătul Dorobanții până în Transilvanie, și Presimu, și deci toate aceste zone mai slab circulate cu transport local trebuie să acoperite. Și atunci s-a gândit încă din 2001, din 2002, un studiu de circulație, după care s-a creonat în 2003
transportul local cu autobuz de transbus și transportul local privat. E adevărat că el poate fi îmbunătățit, poate fi separate conform legii și stațiile vor fi stațiile transbus, stațiile de maxi-taxi. La asta se lucrează în momentul de față și se va termina partea de privat până la 30 aprilie 2015. Da, am văzut declarația domnului viceprimar, dată astăzi colegilor mei. Trebuie să mai fac o precizare. Curtea de Conturi a întocmit acest raport și a făcut aceste recomandări în ideea de a ajuta transbuzul, da, societate de stat până la urmă, da, este pendinte de municipalitate și să faulteze într-un fel. Bine, nu interesează pe ăștia de la Curtea de Conturi, dar ajutând transbuzul ar putea fi faultați ăștia de la Maxi Taxi. Domnul avocat, părerea dumneavoastră, în primul rând, dacă se poate, da, să avem trasee diferite de maxi-taxi la Buzău față de autobuz, din punct de vedere tehnic, da, cum avem noi municipiul ăsta, și apoi, dacă ar fi bine să avem așa ceva. Bun. Eu vreau să încep cu o remarcă. Vezi ce înseamnă frica de pepeni? Sau frica pezește pepeni? Adică răspunsul corect al singurului edil rămas pe baricada lui Bârlă era următorul. Stimați concetățeni, Curtea de Conturi are niște competențe și și niște atribuții. Ea nu poate să facă recomandări de genul acesta. Dacă și-ar fi adus aminte, fostul primar Boșcodeală prezentase la un moment dat în scrisoarea aceea care o trimisese buzoienilor, prezentase o posibilitatea efectuării unui studiu de sistematizare a circulației în municipiul Buzău. E, problema este că în baza acestui studiu s-ar fi putut să se întocmească după aceea un studiu care să optimizeze din punct de vedere al necesităților cetățenilor circulația maxi-taxi și autobuzelor. Dar indiferent dintre, care dintre aceste studii și care ar fi putut să fie decizia municipalității, trebuie să știe ceva municipalitatea, că a scos la licitație și s-au atribuit niște trasee societăților de maxi-taxi. Aceste trasee, până când se epuizează licența sau ce s-a atribuit de atribuirea traseului, nu poate fi modificat. L-a modificat la ras, adică municipalitatea este obligată, poate să fie obligată să plătească despăgubiri, pentru că a schimbat traseul. Adică la de la Maxi Taxi ar putea să dea în judecată, absolut, spuneți dumneavoastră. Absolut. El are un traseu pe care, pentru care a, să zicem, concurat, pentru care a depus o anumită ofertă și a câștigat. Spunea domnul Bârlă că se rezolvă situația asta până la 30 aprilie, dacă nu greșesc. Cine știe, probabil ajunge la finalizare, contractul respectiv și trebuie semnate alte noi înțelegeri. Dar subliniez încă o dată, trebuie făcut din acest punct de vedere un studiu de către o societate specializată, nu de Curtea de Conturi. Ca să ce? Ca să optimizeze traseele autobuzelor și troleibuzelor în așa părerea dumneavoastră, domnul Angelo, de asta v-am întrebat, ar fi bine pentru municipiul Buzău să avem trasee diferite de maxi-taxi față de autobuz? În mod sigur, cu singura rezervă că există porțiuni în care n-ai cum să le defazez sau să le departajez. Nu poți. Sunt anumite... Părerea mea e că s-ar face o bulibășeală la nivelul municipiului Buzău. Ar trebui să fii foarte atent când te uiți, când te urci în autobuz sau în maxi-taxi, pe unde merge, pe unde ajunge. S-ar putea să te urci în 7 și să te ducă nu unde adică... aveai tu nevoie, micro 14, te trezești că te duce la Prescom, da, în partea asta la altă, dacă se schimbă lucrurile complet. Adică acum traseele așa sunt cum sunt ele gândite sau cum sunt atribuite celor două societăți sau celor două categorii de mijloace de transport în comun, duce omul în anumite puncte de interes pentru aceștia. Serviciu, administrații, bănci și așa mai departe. Să le modifici în rest e posibil, dar în centru n-ai cum să le departajezi, pentru că omul tot la piață se duce, tot la bănci, tot la primărie, deci n-ai cum să le desparți în zona centrală. În afara zonei centrale, nu știu ce interes ar avea, să spunem, cetățeanul să aibă alte posibilități de
Cu alte stații, iar și aici apar noi investiții din punctul ăsta de vedere, adică nu știu, am văzut rapoartele astea ale curții de conturi, cineva ar putea zice, dom'le, dar și ce treabă are curtea de conturi cu modul în care merg autobuzele ei, să vadă vis-a-vis de partea economică, financiară, nu să hotărească ei de la curtea de conturi, da? Pe unde merge maxi-taxi. Nu, ca și recomandare poate să fie luată în discuție sau poate să fie avută în vedere de către municipalitate, în sensul să contracteze o societate care să verifice în ce măsură ar fi eficient, încă o dată, pentru cetățeni, nu pentru veniturile transbus sau ale maxi-taxilor. Da, deci în concluzie, domnul Angelu, e bine sau nu să avem trasee diferite? Nu, nu. Nu. În acest stadiu, orașul nostru este suficient de mitit, nu poate face altceva decât ceea ce este până în acest moment. Bun, să citești și două dintre mesajele venite răstim de la telespectatori. Ne zice cineva să fie scoase aceste maxi-taxi, că nu sunt bune de nimic. E o părere, pe de altă parte, vedem zilnic că sunt sute mii de buzoieni care se deplasează cu ajutorul maxi-taxurilor din oraș. Din câte înțeleg eu, autobuzele vin pe undeva cu o frecvență de 20, 25, 30 de minute pe anumite trasee, în timp ce maxi-taxi vine la 5 sau la 10 minute. Da? Și omul să urcă maxi-taxi, nu mai așteptând în stație un sfert de oră sau o jumătate de oră până când vine viitorul autobuz. Deci, deocamdată sunt utile în condițiile în care nu avem mai multe autobuze și o ritmicitate crescută a autobuzelor. Altcineva ne zice așa că ar fi bune autobuzele, dar să aibă program până la orele 24, da? Adică până mai târziu, în noapte. Și aici nu știu ce să-i spun telespectatorul, întrucât se întâmplă adesea pe seara autobuzele după ora 20 să meargă mai mult goale. Era o idee sau o plângere a unora care ies de la schimbul 2. Exact. Da, să meargă cu autobuzul spre serviciu sau înspre casă și alții să meargă înspre serviciu la ora 22-23. Societățile care au organizat schimbul 2 pot face cerere societății de transport sau transbus, cum se numește, pentru ca să asigure la ora respectivă autobuze. Dar subliniez încă o dată, asta presupune ca relațiile dintre transbus și societatea respectivă să fie pe baze contractuale, adică să asigure și societatea că vor fi călători și transbuzul că asigură deplasarea acestora pe traseul pe care îl are autobuzul respectiv. Atât timp cât firmele de maxi-taxi sunt ale oamenilor din primărie, nu se va lua nicio măsură din cele spuse de dumneavoastră, zice un telespectator. Da, rămâne să vedem. A zis domnul Bârla, a zis că se gândește pe aici, pe acolo, să modifice câte ceva. A zis că domnul Angelo zicea că, domnule, rapoartele astea ale curții de conturi, acum, chiar dacă aici nu e vorba de niște impuneri, ci doar de niște recomandări, da, în speța asta, totuși începe să li se dea atenția cuvenită, da, în scrisurilor astea venită de la curtea de conturi. Bun, mergem mai departe, rămânem tot în sfera asta a transportului public local. De asemenea, Curtea de Conturi mai are o rugăminte, da, o solicitare ca pensionarii și elevii care până acum mergeau gratuit, da, și arătau doar cuponul respectiv de pensie, da, din momentul aprilie 2015 solicită Curtea de Conturi ca pentru pensionari și elevi taxatoarele din autobuz să rupă fie bilete sau mai înainte să se emită anumite abonamente individuale. În felul ăsta, subvenția pe care o acordă primăria să fie mult mai bine, cum să spun, de administrat. Înțeleg că în momentul de față subvenția asta s-a acordat așa, ca o pleașcă mare așa, la grămadă, pe baza unor date statistice, câți pensionari avem în municipiul Buzău. 30.000. Bun, plătim subvenție pentru 30.000. Ei ăștia de la Curtea de Conturi nu mai vor așa, da? Și vor ca să se știe exact cine și când a mers cu autobuzul, iar municipalitatea să plătească exact subvenția aferentă. Avem și aici o declarație a domnului viceprimar Fănică Bârlă.
Singura unitate cu care a putut fi cuantumizată sunt cifrele statistice, atât câți pensionari sunt pe raza municipiului, câți elevi sunt, zonele în care locuiesc, zonele în care... Deci s-au făcut câteva determinări din documente statistice. Efectiv, a număra în mijlocul de transport persoana vârstnică sau persoana plătitoare de bilet, trebuie să găsim și această modalitate. Emiterea abonamentelor, să vedem cum o facem. Să facem, nu anchete sociale, este mult spus, să facem niște determinări clare pe cupoanele de pensii, așa mai departe, în care să-și ridice dreptul de gratuitate și să circule cu acel. Aici va fi o mică problemă logistică. Dar e posibil și e o recomandare care trebuie, am luat-o întotdeauna în calcul, dar nu am dus-o la forma cea mai bună. Împreună cu Transbuzul este adevărat. Da, am văzut și părerea domnului viceprimar și aici trebuie făcut ceva. Admite domnul Bârlă că până acum lucrurile nu erau tocmai cușere din punctul ăsta de vedere. Așadar, fie bilete, fie abonamente, da, emise, nu știu, la începutul lunii sau trimestrial, semestrial pentru pensionari și pentru elevi. Practic aici primăria făcea o subvenție mascată a Transbuzului. Adică plătea pentru 30.000 de pensionari, evident că nu aveau cum să... Sau, mă rog, un procent important nu circulă cu autobuzele sau nu beneficiază de gratuitatea respectivă. În ideea în care, poate spuneți, erau unii pensionari care aveau automobil, da? Și se deplasează prin municipiu cu automobilul. Și pentru aia nu trebuia să plătească primăria subvenție. Nu neapărat. Problema este că, într-adevăr, din punct de vedere al logisticii, e greu de rezolvat chestiunea respectivă. De ce? Pentru că cea mai eficientă metodă ar fi aceea solicitării de către pensionari a abonamentului respectiv. Da, vine cu cuponul la primărie și solicită abonament pe anul respectiv pentru traseul X, Y, Z. Nu, probabil că nu circulă chiar pe peste tot. Dar sau să solicite sau să se instituie un abonament pentru toate traseele ale municipalității. O problemă pentru pensionari. Iată, da. Cererea curții de conturi, oamenii vor fi nevoiți de acum încolo să bată drumul pe la primărie sau pe la Transbuz, cine știe, da, ca să obțină abonamentele respective. Da, da, vorbim de o categorie care chiar dispune de timp. Însă problema este din punct de vedere al cheltuielii banului public. Și Curtea de Conturi aici are competențe și are și dreptul să facă recomandare. Adică, dom'le, n-are rost să plătim 30.000 de abonamente sau să subvenționăm Transbuzul pentru transportul a 30.000 de pensionari, pentru că, în mod sigur, un procent, să zicem, semnificativ, nu circulă cu autobuzele da, municipalității. Bun. Haideți să citesc exact ce solicită cei de la Curtea de Conturi. Revizuirea de către Consiliul Local a hotărârilor prin care s-au acordat gratuități pensionarilor și elevilor. Serviciile prestate să fie justificate cu documente legale de transport, adică bilete și abonamente. Sau mai e și varianta asta cu bilete, da? S-a urcat pensionarul, da, dumneavoastră, exact, pensionar. Pac, a rupt, i-a dat. Exact, ca să aibă evidența sau ca să se elimine posibilitatea de, să zicem, cheltuiere mai largă, așa, banului public. Dar aici este în competențele sale curte. Așa, cu biletele ar fi mult mai ușor, întrucât s-ar ști exact cât pensionar sau elev au mers într-o lună cu autobuzul. S-ar ști exact care este capacitatea Transbuzului de a beneficia de subvenția respectivă. Pentru că este o subvenție care, într-adevăr, trebuie să fie regândită de către Consiliu și nu știu dacă e vorba de revizuire. Ce să se dea o nouă hotărâre de Consiliu după ce se fac niște studii mai mult sau mai puțin practice. Bun, să se determine subvenția numai pentru beneficiarii efectivi și reali și nu pentru toți potențialii beneficiari, cum a spus și dumneavoastră puțin mai devreme. Haideți să luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul moderator! Am și o întrebare. Vă rog frumos, spuneți-mi cu pensionare, să le dea bilete, într-adevăr. Dar sunt pensionari, deci sunt pensionari care lucrează și ăștia tine nu găsesc. Nu, la ce să le mai dea de asta? Să aibă și transport gratuit, să ia și bani, să ia... Ce fac ăștia? Mănâncă cu 6 guri? Cum mănâncă ăștia? Dumneavoastră nu sunteți pensionar, înțeleg, și sunteți supărat, da? Sunteți cam invidios așa pe pensionar. Nu invidios. Eu știam cum era pe timpul Ceaușescu. Bă, a ieșit la pensie. Dă-i mă dreptul, dă-i ce vrea el, dar du-te mă acasă. Nu se ocupe dimineața autobuzele și
se duc la locuri de muncă și pormă și câinele pensionat. Și ăștia tineri stau și taie frunză la câini. Am înțeles. Și pe de-o parte aveți nemulțumirea asta că sunt unii pensionari care mai lucrează, da? Și au venituri și din pensie și din salariu. Da. Bașca... Mănâncă cu 6 guri. Da. E, aveți... Să zică domnul primar că pur și simplu când o ieși și dânsul la pensie o să rămână și el tot acolo. Că de vorba aia, ia și un ban de acolo, ieși pensia, vorba aia, ca cu micul Ion Luca Caragiale. Dacă nu vine, pică. Și tot e ceva. Da, bine, mulțumim frumos pentru intervenție, la revedere. Iată, un telespectator nemulțumit de faptul ăsta că unii pensionari au cam multe avantaje, spre deosebire de unii mai tinerei, așa, care merg la serviciu, plătesc și maxi-taxi, plătesc și abonament și n-au niciun avantaj. Bun, nu Caragiale a spus chestia aia cu dacă nu curge pică, dar n-are importanță. Problema este simplă. Pensionarul a fost la timpul său contributor exclusiv și cum vrei integral la bugetul municipalității. După ce a ieșit la pensie, Consiliul Local acordă facilitatea respectivă, indiferent dacă aceasta mai continuă sau nu activitatea. E adevărat că pare, din punctul ăsta de vedere, o discriminare pozitivă, adică cel care este și pensionar și mai cumulează și pensia, dar ar avea de ce să beneficieze de transportul în comun gratuit. Dar eu mă îndoiesc că procentul este mic. Din punctul ăsta de vedere, au fost foarte multe categorii de persoane care li se interzicea cumulul pensiei cu salariu. Lucrurile sunt, din acest punct de vedere, să zicem, țin de o invidie mai mult sau mai puțin umană, dar nejustificate, pentru că persoanele respective, așa cum spuneam, au dreptul respectiv. Că mai și lucrează după aia, este un efort în plus pentru pensionarul respectiv. Bun, mai citind din mesajele dumneavoastră, înainte de a mai lua alte telefoane în direct, propun înființarea unui traseu și pentru Dedeman, ne scrie doamna Mirela. Da, e o sugestie bună, probabil da, că vor ține cont. Cei de la primărie, da, când vor stabili traseele astea, dacă se vor schimba pe undeva. Altcineva zice așa și iată, gând la gând cu mine, vreți cost de pensionar pentru abonamente la primărie? Na, stați liniștiți, nu e nevoie să fie numai la primărie. Păi la 30.000 de pensionari... Dar nu e nevoie să fie numai la primărie eliberate abonamentele respective. Da unde? Primarul poate să, mă rog, viceprimarul care se ocupă cu așa ceva poate să dea decizie și să facă 3, 4, 5, 10 câți oameni au la dispoziție în primărie care pot să... Da, dar să vedeți, înseamnă oameni angajați special pentru treaba asta, ei, să na. Verifice, sunteți pensionar, da, bun, luați aici cuponul, altul, veniți poimâine, dumneavoastră aveți, nu sunteți bun. Nu. E o problemă. Deci, în primărie sunt suficiente persoane care, într-un anumit interval orar, nu fac mare lucru. Și atunci, în intervalul respectiv, se ducă la punctul stabilit dinainte, în care emite abonamentul pentru pensionar. Bun, mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Am și o întrebare. Vă rugăm! Sau propun. Da. Eu nu sunt pensionar. E treaba dumneavoastră cum hotărâți cu pensionarii. Dar cu polițaiul care se sui dimineața la 7 și se duce la servici, zice nu ia bilet, ci că sunt misiuni. Unde ești în misiune? Când nu te-ai spălat pe voi și te duci la servici. Cum? De ce nu plătește biletul și polițistul? Când da? Se care... duce la servici. Probabil că se consideră că lucrează tot la stat și de asta... Cum la stat? Păi nu lucrează la stat polițistul? Păi lucrează când intră acolo, nu pe traseu. Nu, deci polițistul are un statut special. În momentul în care este în uniformă, el este în misiune, considerat în misiune. Deci indiferent dacă se duce sau vine de la servici, dacă este... Dacă merge la piață. La piață, el este considerat în misiune pentru că în momentul în care se sesizează cu privire la săvârșirea unei fapte, spune, da, stai așa o leacă că eu nu sunt la servici. Da, domnul Angelo, vă contrazic. Deci, e o grădiniță aici, în bariera Brăilii. Da? Dimineața la 8, aici e o brambureală cu mașinile și trece doi polițai să uită la ei.
Atunci din ce nu intră în acțiune? Păi intră în acțiune numai când vor ei. Nu, 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 nu. A, când vor ei. Când vor ei, da. A, și de-aia dirijarea circulației, nu, dirijarea nu, circulației în municipiu și în afara municipiului nu poate să o facă... Și bilet tot când vrea ei. Nu, 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 nu poate să o facă decât ofițerul care îi se stabilește un anumit traseu, îi se stabilește o anumită misiune, nu chiar oricine. Nu, n-a niciun traseu stabil, lăsat că... Nu, dar poate că nu era de la rutier respectiv poliție, cine și de la alt serviciu, de la ordine, știu, criminalitate, nu poate să vină ăla să dirigeze cum merg mașinile în intersecția respectivă. Da, i-ați dat răspunsul. Deci avantajul de a fi polițist, nu? Sigur, da? Te îmbraci un uniformă și mergi gratuit cu doiul la piață. Între puținele avantaje, pentru că polițiștii totuși au o anumită, să zicem, corvoadă din punctul ăsta de vedere. Nu invidiați că da. N-aveți de ce. Bun, alte mesaje din partea telespectatorilor. Vi se pare că normal ca la o pensie de 20 de milioane de lei vechi să aibă gratuitate, iar un angajat amărât cu 1000 de ron să plătească abonament? Am mai discutat despre lucrul ăsta acela emisiune, am căzut de acord eu cu telespectatorii mei sau bună parte dintre ei că nu prea e așa de corect, da? Ăsta săracul plătește și taxe și impozite, are salariu minim pe economie, se duce și la serviciu, pensionarul are mai mult ca el, stă acasă și merge și gratuit cu autobuzul. Încă o dată, el a contribuit o viață de om, adică cel puțin 30 de ani, dacă nu mă înșel eu, ca să poată să obțină pensia respectivă. Deci a contribuit din plin. Fiecare salariat care locuiește în Buzău contribuie din plin la veniturile municipalității, nu numai cu... De ce îi spuneți telespectatorului nostru nemulțumit? Ai răbdare că o să ieși și tu la pensie nu, și nu, nu. O să ai și tu pensie 20 de milioane aici... și o să mergi și tu gratuit cu autobuzul. Da, nu, aici telespectatorul are dreptate, dar asta este tot ține de Consiliul Local, adică plafonezi cine are pensie de peste, să zicem, 1000 de lei lunar, nu îi mai dai gratuitate. Dar, încă o dată, discriminare tot timpul vor fi în sensul că nu suntem egali din fericire și toată lumea are venituri diferențiate. Nu poți să faci decât, să zicem așa, o regulă pe care trebuie să o respecti. Adică, dacă ai pensie mai mare de 1000 de lei sau 1500 de lei, să vrești un plafon. Nu mai ai dreptul la gratuitate. Dar lucrurile acestea sunt greu de verificat. Să o iei persoană cu persoană. Ar știu că la un moment dat s-a pus problema asta. Dacă se dau abonament? A impunerii unui barem, da? Să dă gratuitate numai până la o anumită sumă. Dacă nu mă înșel eu, cred că s-a și făcut treaba asta pe undeva, dar e pe undeva pe la 30-35 de milioane, ceva de genul ăsta. Păi dar cine au, câți sunt cei care au 35 de milioane pensii? Câți or fi? Nu mai dați abonament gratuit la pensionarii care au și loc de muncă, scrie un alt telespectator. Am mai avut un astfel de mesaj. Ar avea dreptate pe undeva telespectatorul, nu? Dar ar fi greu de văzut lucrul ăsta, domnul Angelu, nu? Să nu verifici... Dom'le, cum poți să vezi? Că e și pensionar care are și loc de muncă. Exact. Poate aici, vedea cel din primărie care acordă abonamentul ăsta gratuit? Poate, apelează la ITM și acolo apare... Bun, dar ar trebui o armată de funcționari care să verifice treburile astea și... Asta vreau să spun. Orice altă soluție, în afara celor care s-ar părea că au fost adoptate până acum, înseamnă un efort logistic și cheltuieli de la banul public. Uite, un mesaj bun venit din partea unui alt telespectator. Zice așa, și dacă la sfârșitul zilei taxatoarele de la Transbuz rup 11.000 de bilete cum că ar fi circulat pensionar cu da, ele, da. Ce mai ziceți? Da. Ne-a închis. Sigur, că i-a închis și pe ăștia de la Curtea de Conturi, da? Da. Zice, domnule, bun, și la sfârșit rupeți taxatoare. Câte avem nevoie? Din astea avem, avem vreo 500 astăzi. Și le-a rupt la sfârșit, gata, atâția pensionari au mers. Da. Cam greu de făcut verificarea asta. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Alo! Spuneți, vă rog! Bună seara! Da, spuneți! O întrebare pentru domnul avocat, dacă se poate. Vă rog, dar să aibă legătură cu subiectul emisiunii. Până la urmă și cu subiectul, dar într-o mică problemă, pentru că n-am putut ajunge la dânsul. Suntem un cetățean al orașului Buzău.
Și o mică problemă, un medic de familie, nu putem înscrie un copilaș mic de 2 luni de zile. Dacă domnul avocat este în temă cu legea, spune că nu se poate, copilașul e născut în altă localitate, în alt oraș, și vroiam să aflăm dacă într-adevăr se poate sau nu se poate, că ne pasează dintr-un loc. Stați puțin, că nu înțeleg, că din câte știu medici ăștia de familie, pediatri, sunt... Nu. Da, sunt în căutare de clienți, de mușterii. Da, vedeți că la noi la Buzău, chiar dacă sunt în căutare, nu e posibil așa ceva. Deci ca medic de familie, un copilaș născut în București și prin alte mijloace s-au mutat la Buzău. Acum, pentru perioada asta, de-abia are o lună și jumătate, încercăm să găsim un medic pediatru pentru bebeluș. Spune de aici, de la Buzău, că nu se poate, că nu e posibil decât după 6 luni de zile. Bun, în perioada de 6 luni de zile, ce facem? Mergem cu copilul, dacă până la București. Londra. Trebuia să mergem în România cu copilașul? Da. Trebuie să ne spuneți ceva esențial, și anume, unde s-au înscris pe listă părinții copilului? Deci, prima dată când s-a născut, la București. Și la acum? Și acum sunt în Buzău. La cine s-au înscris pe liste? Deci pentru copilaș. Pentru copilaș. La ce medic, ziceți dumneavoastră? La ce medic de familie s-au transferat? Medic de familie. Au medic de familie? Da. Aici, în Buzău? Nu, la Buzău nu. Păi, asta este problema. Deci, nu mai continuăm discuția, pentru că soluția este simplă. Părinții respectivi să se transfere, dacă lucrează aici, la Buzău, să se transfere la un medic de familie din Buzău. Și dacă se transferă... Atunci este obligat medicul respectiv să asigure toată asistența bebelușului. Bun, ne vom interesa și noi de problema dumneavoastră, dacă e poate lăsați numărul dumneavoastră de telefon sau trimiteți-ne un mesaj cu numărul dumneavoastră de telefon și ne interesăm și noi să vedem dacă se poate sau nu, sau dacă cumva cineva va păcăli sau va pus bețe în roate degeaba. Bun, întoarcem la problema noastră cu autobuzele. Dacă ar fi fost părinții aici înscriși la un medic de familie, nu-i putea nimeni refuza asistența bebelușului. Da, bun, aici... depinde, acum nu știu dacă medicul respectiv de familie ia și copii, că trebuie un medic pediatru. Nu e adevărat. Deci medicul de familie, dacă are o problemă deosebită, bebelușul poate să facă trimitere la un pediatru. Altfel, el este obligat pe categorii de vârstă, deci 1 lună, 3 luni, 1 lună, 6 luni, să facă vaccinurile care sunt obligatorii, dar încă o dată trebuie să fie trecut, să se transfere temporar la o... Bun, haideți să ne întoarcem la autobuze, da? Și discutăm poate altă dată cu medicii de familie, că am foarte multe mesaje din partea telespectatorilor și mai avem o declarație a domnului Bârlă vis-a-vis de cumpărarea de autobuze noi, da? Că și aici e o discuție, au fost niște promisiuni că se vor cumpăra autobuze noi pentru a se crește ritmicitatea autobuzelor în stații. Bun, mai citim din mesaje, cum am spus. În era tehnologiei se poate găsi un card care să fie potrivit pentru ceea ce se dorește. Sigur că cardul înseamnă abonament. Cardul înseamnă automat o logistică, înseamnă că trebuie să ai la dispoziție posibilitatea de emitere a cardului respectiv. Cu contrafacerea nu cred eu că s-ar pune problema, dar oricum, asta înseamnă deja o cheltuială pentru ca să organizezi ceva cu emiterea cardului. Da, dar ar fi frumos, adică vine pensionarul sau elevul, pune cardul să și vede când a mers, pe unde a mers. Asta înseamnă emiterea cardului, cititor de card. Dar cred că ne depășește, încă n-am ajuns noi la Buzău la nivelul. S-ar putea, dar este o cheltuială care nu știu dacă s-ar justifica. Bun, mai luăm un telefon în direct și apoi revenim la MaxiTax, la mesaje. Bună seara! Alo? Sărumâna, spuneți, vă rog. Bună seara! Vă rog și eu o întrebare. Eu sunt soție, urmaș, văduvă de veteran de război. Eu pot merge gratuit cu autobuzul? Păi, veteranele de război și urmașii acestora au o groasă de gratuități, dar nu știu dacă municipalitatea va inclus în hotărârea prin care s-acorda transport gratuit. Păi, stați puțin, dar nu primiți pensie de urmaș? Nu, până acum. Nu legitimație am de urmaș de veteran, dar pensia, am cedat pensia mea și am luat-o de la, și jumate de la dânsul. Așa. Ah, da. Și dumneavoastră aveți pensie, deci, în momentul de față, sigur că da? Da, sigur că da. Da.
Păi atunci puteți să mergeți cu autobuzul gratuit. N-ați încercat niciodată până acum? Faceți o încercare mâine dimineață, vedeți, dacă vă lasă taxatoarele, înseamnă că e în regulă. Dacă vă cer bilet, vedem. Eu vreau să știu dacă legitimația mă ajută. Nu, legitimația sau... nu, cuponul de pensie, așa a hotărât Consiliul Local. Cuponul, am și cuponul cu legitimația și buletinul și legitimația, văd veteran de război. Mergeți liniștită, doamnă, atunci. Cu cuponul puteți să mergeți. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție, la revedere. Alte mesaje. De când se bagă Curtea de Conturi să modifice traseul autobuzului și la maxi-taxi? Am discutat asta. Da? Deci este o recomandare. Într-adevăr, telespectatorul are dreptate în sensul că nu prea era de competența lor, dar recomandarea poate să fie luată în discuție și ați văzut că deja se gândeau cei de la municipalitate să facă ceva în sensul ăsta. În ce oraș ați mai văzut dumneavoastră stații separate de autobuz față de microbuz? E, asta este chestiunea, pentru că separația respectivă depinde de obiectivul pe care trebuie să îl urmărească traseul în raport de interesele și de zona pe care cetățeanul interesează. Am văzut pe undeva, nu sunteți mai umblat decât mine. Nu există, nu există. Trasee deci, separate. Doar la tramvaiele din Brăila și Galați, acolo, dar e alt gen de transport în comun. Da. De ce domnul viceprimar nu a aprobat Maxi 3 până la Vadu Pașii, da? Ruta asta numărul 3, da? Ajunge într-adevăr la pod, la Vadu Pașii și ce, n-ajunge Maxi Taxi până la Vadu Pașii? Eu parcă am fost odată. Da, eu așa chiar. 5 ajunge. 5 ajunge până la... Așa, și 3 unde ajunge? N-ajunge și el, ajunge până, în cartier. În cartier, în cartierul Mihai Viteazu. Înțeleg că vroia telespectatorul nostru să meargă până la Vadu Pași. O să-l întrebăm și noi pe domnul viceprimar. Bun, până la urmă și mesajul dumneavoastră. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog. În legătură cu abonamentele astea, da, pensioane sau bilete, primăria cât care o statistică a pensionarilor din municipiu? Da, dar din câte ați văzut și noastră, a spus domnul Bârlă, n-are ceva concret, este, nu știu, ceva așa la general, domnule, o aproximație. Ei, să zicem așa, cum a zis dânsul, cu aproximație, dar eu cred că au statistica foarte bine pusă la punct. Și părerea mea ar fi așa, câți bani ai cheltuit ca să trimeată în șiserele acelea de plată, poate să fabrice abonamentele astea să fie trimeată prin poștă, ca să nu ieși lumea acolo. Stați puțin că științările de plată de la primărie, da? Cu vis-a-vis de impozite, da? Da. De să le trimeată prin poștă. Păi normal, mai ingesie lumea pe acolo, așteaptă lumea pe acolo 3, 4, 5 zile. Nu veniți azi că nu avem timp, veniți mâine că nu știu ce, sau poi mâine. Da, e o idee, dar mă gândesc că ăștia de la poștă le aduc gratuit sau cer bani? Că cer bani și ăștia pe plicurile respective, nu? Poștașe. Fie are o convenție cu primăria, fie... Sau altceva. Primăria are despre oameni pe acolo. Deci s-au fabricat pe cartiere și trimite un curier cu el. Da, dar fiecare din primărie are altă treabă de făcut, da? E, nu asta. Stai, domnule, că sunt mulți care știm noi ce fac pe acolo. Mai taie frunză la câini. Ca să nu zicem altceva, știți? Am înțeles. Bine. Eu sper că e o idee bună chestia asta. Și apropo de ruptul bilete la pensionari în autobuz. Da. Crezi că știe cineva câți pensionari s-a plimbat în ziua cu autobuzul și taxatoarea respectivă la sfârșit de program poate să rupă 100 de bilete. Da. Dar mă gândeam că asta era cel mai bun mijloc, așa s-ar vedea exact, dar aveți dreptate. La sfârșit rupe taxatoarea și... Rupe 100 de bilete sau 150 de bilete, atâția pensionari am avut sau atâția elevi. Da, deci mai bună varianta până la urmă ar fi... Abonamentul. Și trimis acasă, domnule. Da, bine. Mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră. Mai zăbovim nițel asupra acestui subiect pentru a citi toate mesajele venite din partea telespectatorilor, că iată e un subiect care interesează. Altcineva ne zice așa, dar de ce nu spuneți că sunt pensionari care se plimbă cu autobuzul pentru a cumpăra o pâine sau să care apă de la CFR? Și copii, în schimb, care pe timpul vacanței sunt nevoiți să cumpere bilet. Da, așa este.
Aveți dreptate, copii, elevii au gratuitate doar pe durata cursurilor, în rest trebuie să-și cumpere bilet. Sunt pensionari care circulă cu autobuzul 9 și lucrează la Allison Hayes, la fabrica aia sau firma aia de confecții, tricotaje, ce or fi. Deci pensionare, zice. Da, a mai pus problema asta, dar... are pe undeva dreptate. Or fi și pensionari din ăștia care merg cu autobuzul să iau o pâine, dar poate unii merg cu treabă. Sau și majoritatea merg cu treabă. Poate că nu pot să meargă la distanțe, pentru că cei care sunt la pensie au tot felul de boli, mai mult sau mai puțin vizibile, și atunci omul se duce, pentru că asta este situația. La pensie nu ești chiar așa de fericit și nici chiar așa de sănătos. Bun, alt mesaj. Domnule avocat, pensionarii au contribuit pentru a avea pensii, nu se plimbă toată ziua. Da, păi și dumneavoastră, asta le-a ținut partea. Nu că le-a ținut partea, dar asta este realitatea. Și acum, haideți să vă spun. Au plătit de-a lungul vieții lor taxe și impozite. Adică zeci de ani au plătit la municipalitate, chiar dacă la epoca respectivă municipalitatea și administrația era comunistă. Dar hai să vă spun altceva. Ideal, ne spuneți după ce luăm un telefon? Sigur că da. Hai să luăm telefonul întâi. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, rapid vă rugăm. Am și o propunere cu pensionare. Să plătească și jumate din bilet. Să nu mai se plimbe toată ziua pe autobuz. Ce aveți, fraților, cu pensionare? De să plătească jumătate din bilet, spuneți dumneavoastră. Da, da, nu, jumătate din bilet, să plătească și jumătate. 70 de bani. Păi de ce? De ce ziceți așa? Păi așa s-a greșit bugetul. Să facă șosele. A, păi nu se fac din așa ceva. Să nu mai plimbe toată ziua cu bună ziua pensionari la Crângă, încolo, încolo. Păi da, să plimbă cu treabă, bănuiesc, domnul meu, nu? Dar și fără treabă au dreptul să se plimbe după ce au cotizat o viață, domnule. Indiferent cum credeți, la momentul în care veți ajunge la pensie, veți vedea că nu este chiar așa de ușor să te deplasezi pe jos, da? Și mașină probabil că nu veți avea la... Domnul Angelo, știați, și la pensie, domnul Angelo, v-a apropiat. Mai am prea mult. A, mai aveți prea mult, dar oricum, sunteți pe acolo. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție. Vreau să vă spun altceva. Sunt municipalități și telespectatorii, cred că unii dintre ei au aflat, sunt municipalități care au transportul în comun gratuit pentru toată lumea. Dar asta la Ploiești, înseamnă... de exemplu. Da, mă rog. Dar asta la înseamnă... Ploiești e gratuit pentru toată lumea. Da, dar asta înseamnă că municipalitatea are niște venituri cheltuite cu cap. Da? Au niște, un buget care permite așa ceva. Și pentru că este în primul rând cheltuit cu bucat și au și sursele necesare de venit. Eu am mai zis în emisiunea asta, uite că am ajuns din nou la subiectul ăsta, în condițiile în care până acum primăria finanța peste 90% din activitatea Transbus, peste 90% din veniturile societății erau subvenții, sau sunt, de fapt, subvenție de la primăria municipiului Buzău. Eu cred că nu mai era un mare efort să mai dea 10% da. Tot primăria și mergea toată lumea gratuit. Și nu este înghesuială, cel puțin la autobuze, nu este înghesuială decât într-un anumite ore și este și firesc pentru că atunci sunt persoane care sunt active, merg la serviciu sau se întorc de la serviciu, dar în rest ați văzut cum sunt autobuzele. Propun ca primăria să dea un tip de bilet pensionarilor pe care aceștia să-l predea taxatoarei. E același lucru ca și cu abonamente. Tot la fel e chestiunea de logistica distribuirii biletelor respective. Atipărire unui alt tip de bilet. Sunt bani care nu știu dacă se justifică cheltuierea lor și atunci curtea de cânturi când va veni în control va spune de ce ați găsit soluția asta și nu alta care nu ar fi presupus o asemenea cheltuială din buget. În campanie electorală pentru primărie, această gratuitate a fost tatuul unui anume candidat. Da, a fost, da. Este și va fi. Acum nu o să vă mai scoate lucrul ăsta. Bănuiesc că toți primarii, chiar dacă e posibil să vină alții după domnul Boșcodeală, vor perpetua această gratuitate. Dar este firesc să-i acorzi pensionarilor diferite facilități, având da, în vedere... Dar știți, domnul Angelo, că nu în toate orașele există această gratuitate. Sunt convins, dar având în vedere faptul că ei, sau majoritatea au niște pensii care nu le permit să cheltuie chiar... știu eu, de 2 ori sau de 3 ori pe zi cu biletele de transport în comun. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Am și o întrebare care nu este legată de subiectul pe care îl abordați acolo pentru domnul avocat. Vă rugăm, foarte scurt!
Foarte scurt. Am un stâlp de electricitate care este în, pe domeniul meu, în grădină, și aș dori dacă se percepe ceva taxă. Adică... Adică, da, am înțeles întrebarea. Nu, nu stați puțin. Adică să percepeți dumneavoastră taxă. Da, 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 da. Am înțeles. Bine, domnul avocat. Deci, distribuția de energie electrică are o lege specială. Dar în cazul dumneavoastră, dacă vă încurcă respectivul stâlp și aveți posibilitatea, sau societatea de distribuire a energiei electrice are posibilitatea să amplaseze stâlpul respectiv pe domeniul public, atunci, într-adevăr, puteți să-i cereți... o taxă, dacă să faceți o negociere să vă plătească, dar dacă nu există posibilitatea să fie amplasat pe domeniul public, veți avea plăcerea să țineți stâlpul pe domeniul dumneavoastră. Am înțeles, deci dacă nu există altă posibilitate, există să găzduiască stâlpul exact. Fără biștari. Exact. Bun, atunci puneți mâna pe flex, domnul meu, vă luați un flex de aici de la nu, practicări, nu? Infracțiune, nu merge nici așa. Infracțiune. Bună seara, sunteți în direct. Spuneți, vă rog. Eu sunt pensionar și traseul meu cu mașina în transportul comun este de aici de la XXL până spre Micro 5. Nu circul des, circul mai rar, de pe regulă urmă după jos cu mașina personală. Dar de fiecare dată când iau transportul, caut să iau transportul în comun, din stația mea de aici de la fostul Bic, cele mai dese sunt maxi-taxi. Deci autobuzele transbuzului nu prea le prind. De regulă sunt maxi-taxi. E alea pline. De câte ori trec acolo, le văd pline, mai stai și în picioare. Astilante ale transbuzului nu prea le văd, ci când le văd, le văd goale. Deci oamenii ăștia care sunt în maxi-taxi plătesc. Da. Deci banii ăștia se duc în niște buzunare. Da. Dincolo... sunt gratuități. Marea lor majoritate, pensionari, elevi. Corect, aveți dreptate, așa e, da. Și atunci, ce se întâmplă cu Curtea de Conturi? Nu spune acolo să modifice traseele de la autobuze. Curtea de Conturi spune altceva acolo. Ca onor primăria, dacă vrea să facă transport în comun particular, să le facă la ăia trasee distincte. Corect, da. Păi asta am spus și noi. Nu, autobuzele să rămână la fel, aici, nu se modifică. Aici nu e ca la bunicul meu care era ciobaș și de câte ori avea o problemă. Spunea măgarul, duce tamarul, oaia de lapte și câinile latră. Deci... Nu, corect. Maxi-taxi să aibă trasee diferite și stații diferite. Exact. Bine tocmai bine. Pentru a ajuta societatea... N-am văzut să existe pentru maxi-taxi un traseu separat de transport în comun. Toate sunt 5, 8, 1 și pe traseele transbuzului. Sunt identice, nu? Sau... Bineînțeles. Cred că 98% sunt identice. Da. Și atunci ce facem de aici? Lumea asta care totuși vrea să circule și eu sunt sigur că pensionarul dacă are treabă, nu o să stea să aștepte transbuzul ca să-l ia, pentru că el trebuie să ducă în locul ăla la ora aia. Timpul e prețios. Nu-i vine transbuzul la ora aia și e obligat să urci în maxi-taxi și acolo plătește, că ăla nu-l întreabă dacă e. Da, dar pe de altă parte, domnul meu, dacă ar avea trasee diferite, maxi-taxi, s-ar face o bulibășeală, n-ar mai ști nu omul. Nu face nicio bulibășeală, domnul Laurașe. Dacă astea sunt totdeauna la început. Să învață, ziceți dumneavoastră. Atunci ți-a minte ce scandal a fost cu semafoarele astea, la chimica, la așa, la contactoare. Aoleu, ce facem, murim, să dăm oraș. Au făcut că nu se mai vaită nimeni, că e aglomerație, nu știu. La început așa sunt și de regulă să vaită aceia care au probleme. O să aibă probleme după implementarea soluției. Deci au dreptate, ziceți dumneavoastră, ăștia de la Curtea de Conturi, da? Bineînțeles că Curtea de Conturi verifică ce câștigă societatea primăriei. Bun, dar mai e o problemă aici, domnul meu. Bun, facem trasee diferite, maxi-taxi, da? Cineva poate are nevoie de exact traseul autobuzului. Așa. Și așa, acum trebuie să aștepte o jumătate de oră până vine următorul autobuz aici în stație. Aici în partea cealaltă. Nu mai aștepte o jumătate de oră să aibă și transbuzul utilaje suficiente ca să acopere fluxul normal păi în da. Oraș. Dar din păcate n-are. Înțelegeți? Pe atunci, o idee ar fi așa. Pe traseele astea ale transbuzului pe care circulă maxi-taxi, în contractul de licitație a traseului
să 50% din încasări să le ia primăria. Da. Să vedem dacă se mai înghesuie cineva să participe la licitație. Nu se mai înghesuie nimeni. Sau altceva. Haideți, în momentul când iau traseul 6, un exemplu, spunea cineva la o emisiune acum vreo două seri, că, domnule, zice, noi circulăm din 5 în 5 minute, ăștia de la Maxitaxi, și erau acuzați că trec în fața autobuzelor, că le fură călătorii și așa mai departe. Noi suntem la 5 minute și trebuie neapărat să nu știu ce. Păi ca să poți să circuli din 5 în 5 minute pe traseul 6, trebuie să ai cel puțin 12 mașini. Pentru că să ai 6 dintr-un cap, 6 din celălalt, o jumătate de oră durează traseul, deci în a doua jumătate de oră să întâlnesc din nou, deci trebuie să ai minim 12 mașini. Pe atunci când licităm traseul, spunem, îți licitesc traseul, dar nu cu 12 mașini, îți licitesc traseul cu 4 sau cu 6 bucăți. Da, da, ziceți dumneavoastră, i-am faultat în felul ăsta pe ăștia de la Maxitaxi, dar ar pierde și... Noi faultăm, deci să înțelegeți un lucru. Deci, noi nu avem aici niște... Nu suntem vidanjori aia. Adică noi nu vrem să scoatem mizeria de la noi și atunci chemăm un particular cu vidanja lui și ne-o scoate. Aici e apă curată. Am înțeles, dar noi trebuie să facem într-un fel, da? Exact, să ajutăm Transbuzul, dar să nu-i afectăm nici pe călători. A spus chiar dumneavoastră că erau... În primul rând să nu-i afectăm pe călători. Erau da? Pline maxitaxurile, dumneavoastră exact, a spus. Exact. Păi exact. Și dacă... Altceva. De exemplu, sunt pensionar și am cele 6 călătorii pe CFR. Nu le-am folosit niciodată, pentru că nu circul cu trenul. Înainte vreme... Acum vreo câțiva ani să pusese ideea ca în locul celor 6 călătorii să ni se pună la pensie o valoare. Și noi, în momentul când circulăm cu biletele alea, să plătim practic din pensia noastră cum ar veni. Și atunci nu s-a vrut asta pentru că e logic. Eu dacă nu circul, nu folosesc acele bilete, nici statul nu plătește nimic pentru mine. Înțelegeți? Da. Și același lucru se poate face și cu pensionarul. Dați 12 călătorii, 12 biletele de alea, cum sunt astea la pensie și dacă omul vrea să le folosească într-o lună, le dă la taxator când se urcă, taxatorul la rândul lui îl ia și îl duce la transport și transmite-le. Eu am avut 17.000 de pensionari. Da, are dreptate spectatorul nostru, deci s-ar putea face în felul ăsta. Adică să nu dea Transbuzul să taie biletele, să dea primăria un anumit număr de bilete pensionarilor. Da? Și în felul ăsta ar ajunge... Da. Să urcă în autobuz, dă biletul la taxator și gata, l-a folosit, ăla se duce cu el, îl trece pe porterou. Uite-le, astăzi am creat atâtea pensionari. Asta este varianta, da. Dar încă o dată trebuie pus la punct un întreg sistem la primărie care să împartă bilete pensionarilor. Noi discutăm deja de abonamente, cine să le dea și cine să le trimite și de fapt primăria nu ne-a spus ce vrea să facă. Da, și mai e ceva aici. Și numărul ăsta de bilete e problematic. Câte bilete dăm? Cum spune unii telespectatori că se duc unii la pâine cu, da? Să termină repede dacă te duci la pâine de 3 ori pe zi. Păi, dar stați un pic, că e o medie așa. Nu se duce toată lumea să alerge de dimineață până seara cu autobuz. Adică nu, zic că trebuie date un număr consistent de bilete, da. Așa, nu să le dai 5, 6, 10. De exemplu, în primul rând, te duci și de ei dacă îți trebuie. Deci e costisitoare. Da. Și asta e adevărat. Sunt pensionari care, spre exemplu, zic, mie nu-mi trebuie, nu mă duc și le iau. Sau mă duc, spre exemplu, luna asta vreau să le iau pentru că vreau să circul să mă prim. Deci nu-i chiar așa, că, domne, nu se poate. Lucrurile se pot face. Da. Deci toate soluțiile care le-au spus telespectatorii, inclusiv ale dumneavoastră, presupune cel puțin o cheltuială în plus, și anume emiterea de bilete. Deocamdată, soluția care este acum... cu cuponul, nu cheltuiește municipalitatea nimica. Îi arată-te taxatoarei cuponul și te arme povestea. Da, da, domnul Păi atunci ce facem? Cheltuim? Dar subvenția se dă pe numărul de pensionari. Păi da, am înțeles chestiunea respectivă. Am 70.000 de pensionari în Buzău. Dacă un pensionar circulă în fiecare zi dus întors de atâtea drumuri, atâția pensionari înseamnă atâția bani. Bun. Și atunci de ce să mai calculăm? Bă, voi ce faceți, băi, acolo? Lucrurile sunt complicate. Băi, tocmai asta vrea Curtea de Conturi, să nu se mai dea ca acum. Să consumați, zic așa, haideți să subvenționeze primăria. Și trebuie așezate. Și o întrebare pe care vreau să o pun acum. În raportul ăla la Curtea de Conturi și în alea, în recomandările alea, să spune ceva despre salariile
Începând de la director în jos? Nu, ăla e un alt raport. Nu e raportul ăsta? Pe mine ăla mă interesează, cheltuielile astea cu salarizarea, cu multe alte. Cu primele era ăla. Cu mașini la dispoziție. Stimate domnule, la Transbus sunt așa și așa. La compania de apă, dacă vreți, acolo putem discuta. Bine, acum discutăm de Transbus. Da. Cum? Acum discutăm de Transbus. Da, da, am înțeles. Aici nu. Toată lumea, dar pe mine acolo mă interesează. Bă, cât salariu are Jercanel ăla? Merită bani aia? Are nevoie de atâția? Adjunctul lui cât are? Șeful de la cât are? Eu mă îndoiesc că șoferii... Păi grila de salarizare a fost aprobată de Consiliu. Da, dar lăsați salariile, că salariile au fost ca salariile. Primele au fost frumoase, vreo 2 miliarde, dacă nu greșesc. Chestii de-astea sunt de bani care se suc. Și sunt și ăștia tot în subiecte. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu, vis-a-vis de ultima întrebare pusă de dumneavoastră. Scrie chiar și în raportul ăsta ceva. Să se stabilească indicatori de performanță. Auzați. De la care se acorde primă, eventual. Să se stimuleze cointeresarea managementului societății comerciale de reducerea costurilor și de creșterea veniturilor proprie. Până acum trăiau bine mersi. Subvenția de la primărie venea, nu conta nimic. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim mai apoi. Și cu acest subiect trebuie să citesc, ca de obicei, cum promit eu, toate mesajele dumneavoastră și dacă ne mai rămâne timp, mai discutăm și despre alt subiect, dar nu prea cred.